Sunt în Lyon în momentul de față, eu care îmi făceam griji că mamă, că întârzie Flixbus și că nu ajung în aeroportul din Lyon. Ei bine, când am ajuns, am văzut pe panou că, domne, a fost anulat avionul. Și uite așa, am stat la o coadă vreo oră, cred că mai bine de o oră jumate. Asta ca să schimb pentru Paris. Mai era o altă opțiune cu Geneva. Deci ceea ce se va întâmpla acum, ei bine, o să-mi iau biletul pentru tren, o să-mi iau o noapte de hotel și sper eu ca receipt-ul după toate chestiile astea, îi le dau lui EasyJet și sper ca ei să-mi dea refund. Cel puțin asta este teoria. Un disclaimer aici, fiecare situație în parte este diferită în funcție de motivul pentru care a fost anulat zborul. Într-adevăr, compania îți poate oferi bani înapoi pentru noaptea de cazare, pentru transportul până la eventualul aeroport, că este, nu știu, Paris, Bordeaux, Nice sau orice altă locație. Și la fel pentru mâncare și apă, ți se pot da bani înapoi, dar, încă o dată, depinde foarte mult de circumstanțe, depinde de motive. Sunt situații în care poți lua banii sau nu. Deci, rămâneți până pe final să vedeți dacă, într-adevăr, am primit banii sau nu. Pentru că biletul de tren costă vreo 50 și ceva de euro, oricum altă opțiune nu era pentru Lyon. Apropo, altă opțiune din Lyon nu exista. Asta era singura opțiune să pleci din Paris, pentru că ziua următoare niciun zbor nu circula. Toate anulate. Asta pentru că nu știu ce probleme sunt pe aici, de la traficul, cum naiba se numește, agenții de la trafic, de la turnul cu trafic, nu știu ce naiba s-a întâmplat, fac revă, nu funcționează anumite lucruri și uite așa, anulat zborul la EasyJet și culmea, este singurul zbor, asta nu înțeleg de ce, dar mă rog, deci nu merge deloc aparatul de dat bilete. Și acum ce să fac? Eu am luat bilet pentru mâine, la 7 dimineața, când trebuia să iau azi, pentru azi, să ajung azi în Paris. Să-mi bag și acum trebuie să mă duc să schimb biletul de avion pentru un zbor mai târziu și să ajung mâine dimineață în Paris și să stau noaptea asta în Lyon. Ai, ai, ai. Motivul anulării nu l-am înțeles pe deplin. Cred eu că a fost de la traficul aerian de control sau ceva de genul. Nu știu dacă asta a fost problema sau a fost o problemă cu aeroportul și toate zborurile către aeroport. Deși e ciudat pentru că am văzut alte zboruri care au aterizat în aceea zi. Cred că a fost o problemă cu Lyon. Să fiu sincer, nu mi-a fost clar. Nici oamenii de acolo n-au știut să zică de ce. De ce așa, sub semnul întrebării? N-am înțeles motivul anulării. Dar s-ar putea să fiu foarte aproape de adevăr când zic că a fost de la ăștia, de la traficul aerian de control, de la turnul ăla sau whatever. Bă, acum am schimbat biletul de avion. Mă rog, am schimbat biletul. Am luat un bilet mai târziu. Mi-a schimbat cu ăla de 10.50 pentru ăla de 5.55 sau ceva de genul din Paris, Charles de Gaulle. Acum stau în Lyon, în aeroportul din Lyon. Aș avea varianta să mă duc în hotel, să dau vreo 170 de lire sau euro pe o noapte de cazare, numai că mi se pare foarte scump, foarte scump. Și în atare condiții am zis, bă, voi dormi pe aici, în aeroport, pe scaunele astea, dacă e. Și na, nu prea am altă variantă decât să dorm. Adică eu aș avea bani să dau 170 de euro, lire, cât e. Nu ar fi o problemă, numai că nu am garanția că EasyJet este o companie serioasă și că ei o să-mi dea refund banii înapoi pe cazare și pe tren.
Hai că trenul e 39 de euro. Am plătit trenul pentru mâine dimineața la Paris, 7:49 sau ceva de genul. Na, nu e gaura mare. Dar e 170 de euro lire, euro sau lire. Na, nu prea-mi vine să dau banii ăștia. Na, cam așa arată aeroportul, aeroportul gol. Foarte cald. Și aici în Lyon și în Londra. Culmea că în același timp cu mine și părinții mei au aceeași situație, numai că ei au situația cu Ryanair. Ryanair, care e o companie ceva mai serioasă și anunță din timp, ei au anunțat cu 2 zile înainte că zborul a fost anulat. Iar ei au timp să se pregătească. Eu, efectiv, am ajuns la aeroport și m-am trezit că avionul a fost anulat. Și, na, dă și caută soluții. Toată lumea era buluc pe câțiva indivizi care abia știau și ce soluții să fie, să găsească, da. Cam asta e. Anul ăsta, zborurile din Londra, da, zborurile din Anglia, către Franța, Italia sau Spania, au cam avut probleme. Tot timpul. Tot timpul oamenii au avut loc ba strike-uri, ba nu știu ce, turn de control de la traficul aerian nu funcționează. Foarte multe chestii care nu funcționează. Băi, hai că m-am decis. Am luat hotelul. Am plătit 180 de euro. Mă, sper să îmi dea ăștia bani înapoi la EasyJet. Oricum, am aici factura. Asta e fața mea. S-a prins televizorul. Aia e, bă, nu-mi vine să cred cum arată camera asta. Dar am dat 180 de euro, bă, băiatul, cum arată. Luxureanu, bă. Miroase a fresh. Pur de miro, mă. Nu știu ce zice, zice ceva în franceză, nu înțeleg. Da, arată bine rău. Dușul, ba 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 ba. Camera aici. Oh, mi-a zis că am niște băuturi gratis, dar nu l-am crezut. 2 sticle de apă gratis. Hmm. Și asta pentru mine. Hmm. Nice. Aici un safe. Bun. Alte chestii. Ia pendula pe aici. Nimic. Mi-a dat drumul la televizor fără să vreau eu. Mersi. Am aici un birou, să stau ca băierul. Lux. Mamă, și ce pat mare, bă, nu vine să cred. Dita mai patul, mama mia, mama mia. E mare rău. De la agonie la extaz. Cum arată? Mamă, 80 de euro totuși. Bă, sper să-mi dea bani înapoi. Eu asta vreau. Cam așa se vede view-ul seara cu aeroportul. Nimic. Absolut nimic interesant. Să vedem de dimineață. Hai că m-am trezit cu trenulețul Thomas. Parcă așa se numește desenul ăsta, nu? Trenulețul Thomas. Așa se vede de la hotel aeroportul. Recepție. Da. Să vedem cu trenul acum. M-am trezit, e 7:20. Și acum trebuie să iau trenul. Bă, și acum când mă gândesc la gaura din buzunar de 180 de euro. Da. Nu mă plâng. A fost frumos hotelul, pe lux, așa. Ei bine, Gare de Lyon, Saint-Exupéry, SNCF. Hai că mai am vreun sfert de oră să prind trenul, dar trebuie să stau la coadă ca să scaneze toate biletele. Am prins
de o chestie, la televizoarele astea arată locul unde trebuie să te urci tu în tren, cum e la mine 15, pe ecranul de la televizoarele astea arată locul unde tu trebuie să te îmbarci în tren, ceea ce mi se pare inteligent, foarte tare. Gata, am ajuns în gara din aeroport din Charles de Gaulle. Aici sunt trenurile. Al mai ajută. Am nevoie de avioane. Eu acum caut terminalul 2B. Că sunt foarte multe terminale. 2B, D, A, E. Către 2B. Merg și să văd dacă pot să prind avionul ăsta sau prind altul. Oricum, cum am zis, ăsta de 10.50 n-am cum să-l prind, o să-l prind pe ăla de 5.55. Bun, am trecut de securitate, de control, pașapoarte, toate bine, acum aștept zborul și pare că zboară către Londra Gatwick. Pe ăla mi-a plăcut o chestie la securitate. Eu am dat frumos toate pe tavă, toate electronicile pe tavă. După, nu știu ce naiba, mi-a pus ghiozdanul la o parte și mi l-a controlat, dar când mi l-a controlat, bă, în Londra nu ți-l controlează la sânge, ți-l controlează aici, adică mi-a dat, mi-a scos aproape tot. Nu știu ce nu era bine, că, na, mi-a schimbat un pic ordinea lucrurilor pe care le-am organizat așa frumos inițial, dar cum îți organizezi tu frumos inițial ghiozdanul, după la securitate ți-l răstămățește și na. Acum toate bune și frumoase, sper să zboară. Asta contează. Am primit bani înapoi pe noaptea de cazare și pe transport din Lyon către Paris. Am dat banii înapoi, chiar full, nu mai așteptam să-mi dea full banii, dar mi-au dat toți banii. Nu am mai păstrat bonurile pentru câteva gustări pe care le-am luat, oricum a fost 7-8 euro. Să fiu sincer, nu știam dacă îmi dă banii pentru cazare și am zis, bă, pentru bonurile astea, pentru 7 euro, 8 euro, nu îi mai iau în calcul. În fine, am luat banii înapoi, asta e foarte bine, însă un lucru pe care eu l-am făcut înainte de a-mi lua noaptea de cazare. A fost să mă uit pe pagina website să văd dacă într-adevăr mă încadrez. Mi-a fost foarte greu să identific și să zic, bă, da, uite, conform acestor cerințe, într-adevăr o să fiu eligibil pentru plata cheltuielilor de către companie. Am fost un pic cam nesigur. Am mers la risc pentru că nu mi-a fost foarte clar motivul pentru care a fost anulat avionul. Și, bă, am fost norocos. În cazul meu, mi-au fost dați banii înapoi. În alte cazuri, de exemplu, părinții mei au primit banii de la Ryanair doar pentru avion. Pentru alte chestii care s-au mai întâmplat, well, nu vorbesc aici, dar au primit banii de la, în fine, la ei avionul a fost anulat cu 2 zile înainte, deci au primit banii cam jumătate din zbor. Cât despre EasyJet, ei bine, și de fapt nu despre EasyJet este vorba aici, este vorba despre cazul meu de anulare, pentru că asta se poate întâmpla cu orice fel de companie. Tu poți să zbori cu orice fel de companie, ți se poate anula zborul și în funcție de motiv, că aici este cheia, în funcție de motiv poți să fii eligibil sau nu. Sunt acolo niște norme europene care obligă companiile să-ți dea banii înapoi în funcție de. Cât despre cerințele
de eligibilitate pentru a primi banii înapoi în urma nopții de cazare și transportului cauzat de anulare, tu trebuie să cauți pe website, fie că e EasyJet, British Airways sau Ryanair sau mai știu ce altă companie, este de datoria ta să vezi dacă tu ești eligibil sau nu și să te gândești că, bă, oare în cazul meu să-mi iau noapte de cazare sau nu? Pentru că trebuie să vorbești și la aeroport în momentul în care, în fine, mie mi s-a anulat zborul exact când am ajuns în aeroport. Deci trebuie să fie foarte clar. Zborul meu a fost anulat când am ajuns în aeroport. Și de acolo am vorbit cu oamenii de la helpdesk sau, mă rog, oamenii care fac check-in-ul, practic, și ei ne-au oferit niște variante. Niciuna nu era foarte bună, să fiu sincer, pentru că te trimiteau ori la Paris, ori la Geneva. Și, de fapt, niște persoane care erau în coadă le-au oferit, bă, uite, am aflat de Paris, că putem să plecăm la Paris. După au schimbat și au zis, bă, uite, stai că ne-a spus cineva din coadă că mai este varianta cu Paris. Adică oamenii ăia de la check-in, nici măcar ei nu știau ce trebuie să facă. Și era o singură persoană care era manager sau ceva de genul și cumva m-a ajutat pe mine să-mi schimb zborul pentru Paris. Deci am avut două zboruri, efectiv două zboruri pe care puteam să le iau. Unul la 10.50 sau ceva de genul și altul la 5. Pe ăla de 10, evident, din păcate, nu l-am prins. Pentru că, efectiv, trenul a ajuns la 9.30 sau ceva de genul, deci n-am avut timp să-l prind. N-am avut timp. Și așa, eu l-am prins pe ăla de 5.50 sau 5.30. Nu mi-aduc aminte cât a fost, la ce oră a fost avionul, dar l-am prins. Asta contează și faptul că compania aeriană îți oferă rerouting și tu, practic, zbori de la destinația, din punctul A în punctul B până la destinația finală, practic, atunci tu ești eligibil. Și asta este una dintre cerințe, pentru că nu mi-aduc aminte acum toate cerințele. Da? Deci tu, dacă ai ales să zbori cu o companie tur-retur, compania respectivă are obligația să-ți ofere rerouting, să-ți ofere o rută alternativă. Și pe baza acestei chestii, tu poți să fii eligibil pentru plata de transport în cazul în care implică să te duci la într-un alt oraș, să iei avionul de acolo și dacă trebuie să stai peste noapte, compania îți oferă, ori îți oferă o noapte de cazare prin intermediul website-ului, ori tu îți cumperi, practic, noaptea de cazare și îți dau refund după, nu știu, o săptămână, două. Bă, finally, gata, am ajuns la destinația finală! Ai, ai, ai! Și aici e o mică poveste, pentru că National Express am luat pe ziua de 6, ziua în care inițial aveam zborul, dar, pentru că am avut delay, trebuia să iau un alt bilet. Trebuia să cumpăr un alt bilet la National Express sau la Gatwick Express cu trenul. Niciuna dintre variante n-am vrut să le fac și am încercat. Am zis, bă, hai să încerc la National Express să văd dacă îi zic omului că, bă, uite, mi s-a anulat zborul, merg către Victoria. Și, bă, inițial a zis, nu, nu prea merge, dar după m-a întrebat Victoria, a zis, a dat așa un semn, hai, du-te, nu mai zice nimic. Băiat Gigi a fost, că m-a lăsat să iau National Express. După National Express, a fost atât de frig, încât am zis, bă, cobor la Heathrow, la Heathrow iau bus, nu bus. Dar am vrut să iau inițial bus, dar m-am lăburit și am luat metroul. Și uite așa, de azi dimineață când am ajuns în Paris, abia acum la, cât e acum ceasul, la 10 ajung acasă.